Teatrul Național Radiofonic prezintă Pasărea albastră, Feerie de Moris Metterling, adaptarea radiofonică de Radu Costechescu. În distribuție Silvia Chicoș, Liliana Păpușoiu, Cleo Pancernățeanu, Clodi Bertola, Tina Ionescu, Nicolae Gărdescu, Tudorel Popa, Mimi Năceanu, Coca Enescu, Corado Negreanu. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia artistică, Val Moldoveanu. De mult, odată, la marginea unei păduri, se afla bordeiul sărac în care trăia pădurarul cu nevasta sa și cu cei doi copii ai lui, un băiețel pe care îl chema Til-Til și o fetiță pe care o chema Mitil. Într-o seară de iarnă cu zăpadă multă, mama i-a urcat pe copii în pătucurile lor, i-a sărutat pe frunte și a trecut în camera de alături să se odihnească și ea. Iar copiii au închis ochii și au deschis poarta visurilor. Perdelele. Vai cum strălucesc! Sunt luminile de la petrecere. Care petrecere? Peste drum, la copiii celor bogați. Astă seară au aprins lumânările în brat. Hai să ne sculăm și să privim pe geam. Hai, hai, treci aici. Auzi muzica. Ce frumos cânt! De aici, de pe bancă, se vede tot! Uite! Uite bradul luminat! Oh. Ei, tu te uiți pe pereți? Sigur că mă uit pe pereți dacă n-am loc! Ah. Poftim aici pe bancă! Super! Acum ai loc destul? Da! Vai, cum strălucesc luminile! Ce sunt acelea de aur care atârnă printre crengi? Ei, bravo! Sunt jucării! Jucării? Da, sigur, jucării! Și acolo pe masă ce? Prăjituri, torturi, fructe! Am mâncat și eu tort odată, când eram mai mic. Și eu! E mult mai bun ca pâinea! Numai că... îmi se dă prea puțin. Văd că ei iau destul. E plină masa. Crezi că o să mănânce tot? Sigur că da, dar ce vrea să facă? Atunci de ce nu încep să mănânce? Nu le e foame. Nu le e foame? De ce? Pentru că ei mănâncă oricând vor. În fiecare zi? Așa se zice. Uite cum dansează. Da? Și le dă prăjituri. Au voie să pună mâna pe ele și toți mănâncă, mănâncă. Da, chiar și cei mititei au primit câte două prăjituri, câte trei, câte patru. Da, ce gustate sunt, ce bune, ce bune.
Eu am primit 12. Și eu de 4 ori 12. Dar să-ți dau și ție din ele. Cine bate? Cine e acolo? Trebuie să fie tata. Ai, dar ce e asta? Zăvorul ușii se dă în lături fără să-l atingă nimeni. Ia privește cine intră. O babă! Vai, ce nas lung și coroiat are. Mi se pare că e și chioară. Dar cum o fi ajuns aici fără să-i deschidă cineva? Til-til, e frică. Ai, nu mai scânge așa. Doriși cu mine? Uite-o că vine spre noi. Lasă-mi spuneți. Aveți voi cumva pasărea cea albastră? Til-til, are o pasăre. Și unde-i pasărea asta? În colivia de acolo. Da? Nu, pasta nu o vreau. Nu-i destul de albastră. Trebuie să vă duceți și să-mi căutați pasărea de care am nevoie. Tata, eu nu știu unde se află. Ei, nici eu. Tocmai de aceea trebuie să fie căutată. Îmi trebuie cu orice chip. Pentru fetița mea care e foarte bolnavă. Da, dar ce are? Nu se știe prea bine. Vrea să fie fericită. Voi știți cine sunt eu? Semănați cu vecina noastră, mătușa Berlingo. Ba că tu știi puțin. E o prostie să spui așa ceva. Uși, eu sunt Zâna Perilun. Da? Mă bucur. Trebuie să plecați imediat. Hai, îmbrăcați-vă. Da, dar n-avem pantofi. Pe unde veți merge, n-aveți nevoie de pantofi. Va fi de ajuns să porți pe cap pălăria fermecată pe care am să ți-o dau eu. Da. Părinții voștri unde sunt? Acolo, în camera de alături, dorm. Și bunicii? Au murit. Ați vrea să-i vedeți? Da, chiar sigur, acum. Chiar acum. Hai, te rog, arată-ni. Dar nu i-am în buzunar. O să-i vedeți când veți trece prin țara amintirii. E în drum spre pasărea albastră. Da? După a treia răscruce, imediat la stânga. Ia spuneți. Da. Ce scot eu acum din sacul meu? Vai, ce frumoasă pălărioară. Da, ce frumoasă. Și e verde. Dar ce are aici în față pe panglică? Așa de strălucitor. Este marele diamant care te face să vezi. După ce pui pălăria pe cap, întorci puțin diamantul de la dreapta la stânga. Da? Uite așa, cum fac eu. Da. Vedeți? Da. Pe loc, piatra asta minunată apasă un punct al capului, da, pe care nu-l cunoaște nimeni. Da. Și care face să se deschidă ochii. Da. Asta nu doare? Nu, dimpotrivă. E minunat. Da? În aceeași clipă vezi ceea ce se află înăuntru lucrurilor. Da? De pildă inima pâinii, a vinului, a piperului. Se poate vedea și inima zahărului? Se înțelege că da. Era să uit. Da. Ia priviți la diamant. Da. Dacă îl întorci ceva mai mult, revezi trecutul. Da. O răsucire în plus, da? Și vezi viitorul. Nu e greu și nici nu face zgomot. Vrei să încerci? Iată, îți pun pălăria pe cap. Așa. Acum întoarce diamantul. Da, așa. Nu, încă puțin, da. Și... Ce se întâmplă? Cine sunt toți oamenii aceștia care au apărut dintr-o dată în cameră? Ei, nu te speria! Sunt lucrurile din casa asta! Dar aceea care râde cu gura până la urechi, cine e? E pâinea! A folosit prilejul pe care îl dă diamantul tău ca să iasă din albia unde i s-a îndesat aluatul. Și dracu acela roșu care miroase urât? Nu vorbi așa tare!
E focul. Are un caracter foarte urât. Da? Stăpânul meu drag, să trăiești, să trăiești. În sfârșit pot să vorbesc. Aveam atâtea lucruri să-ți spun. Am letrace, am dat din coadă atâta vreme, dar tu nu înțelegeai. Dar acum să trăiești, te iubesc atât de mult. Vrei să fac ceva care să-ți placă? Vrei să stau slujă? Vrei să merg în două labe? Sau să sar peste coadă? Cine e domnul acesta cu cap de câine? Nu vezi? E Sectilo, cățelul tău. Bună ziua, domnișoară Mitilda. Sunteți foarte frumoasă în dimineața asta. Bună ziua, doamne. Cine-i dumneai? E ușor de văzut. E Sectilet, pisica ta care îți întinde lăbuța. Hai, mângâi-o. Și eu vreau să fiu mângâiat și să-l sărut pe micul meu stăpân și pe mica mea stăpână. Vreau să-i sărut pe toți. Minunat! Să vedeți ce o să mai râdem când am să sperii pisica. Eu nu vă cunosc, domnule, și nici nu țin. Filo, să te vin cu lătratul și să stai liniștit, dacă nu ai să reintri în tăcere pentru totdeauna. Cine e doamna asta udăloarcă? N-o cunoști? Este apa care iese din robinet. Da? Și femeia aceea în cămașă albă? Este laptele care și-a spart oala. Da, cel care se apropie cu pălăria scuțită și albă. E zahărul. Nu cumva are acadele? E cu buzunarele pline și fiecare deget al lui o acadea. Da, dar ce se întâmplă cu lampa? Se mișcă, uite, se apleacă pe o parte, cade de pe masă. Ai, ce fată frumoasă se ridică din flacăra ei. Trebuie să fie o zână. Nu, dragii mei, este lumina. Lumina? A bătut în ușă. E tata, ne-a auzit. Mișcă diamantul. Da? De la stânga la dreapta. Da? Nu așa repede. Nu stai. E tata, sigur, îl aud mergând prin cameră. Se ieșim pe fereastră. Da. Veți merge cu toții acasă la mine, unde voi îmbrăca animalele și lucrurile așa cum trebuie. Da. Tu, pâine, da? Ia colivia din perete în care veți pune pasăre albastră. Da, da, da. Și acum repede, da, repede, că n-am venit. Haide, haide, haide. Nu-i nimic, ești sperioasă ca oricare mamă. E, și totuși am auzit niște zgomote. Cred că ți s-a părut. Uite ce liniștit doarme Tiltil. Și Mitil la fel. Dragii mamei. Și parcă zâmbesc prin somn. E, cine știe ce visuri leagă acum. Da. Hai, să ieșim în vârful picioarelor. Ar fi păcat să le tulburăm visul. Sunt eu căpățână de zahăr și până azi n-am văzut un palat mai frumos ca palatul ăsta al zâmberilor. Ce părere ai, dragă pâine, ai? Sunt cu totul de părerea ta. Privește numai coloanele de marmur, da, tavanele de aur și scările de argint. Iată ce puțin. De ce focule? Iată ce puțin. He? Nu știu ce spune pisica, da? Uite-o, ne face semn să venim lângă ea. Veniți încoace, dragii mei. Trebuie să vă vorbesc. Suntem toți prezenți? Da. Afară de câine. Dar uite-l și pe el. Hai să ne ascundem în spatele balustradei. Mă feresc teribil de el. E mai bine să nu audă ceea ce am să vă spun. E prea târziu, ne-am irosit. Atunci să începem cât mai timp. Este vorba de viitorul nostru. Pune repede. Dacă Tiltil găsește
găsește pasărea albastră, el va ști tot, va vedea tot și noi vom fi cu totul la cheremul lui. Este deci în interesul nostru să împiedicăm cu orice preț găsirea acestei păsări, chiar dacă mă ajunge să punem în pericol viața copiilor. Viața copiilor? Tot îndurgă fățarnica asta. Hai, hai, repetă ca să te înțeleg mai bine. Tăcere! N-ai cuvântul. Eu prezidez adunarea. Dar e o neghiobie. Omul este tot. Trebuie să-l ascultăm și să facem tot ce vrea. Acesta e singurul adevăr. Nu cunosc altul. Trăiască omul. În viață până la moarte, totul pentru om. Ce? Cum mă trepisico? Ce te strâmbe așa? Aștept să spui și motivele pentru care l-aperi așa pe om. N-am nevoie de motive. Iubesc omul și asta ajunge. Dacă faceți ceva contra lui, mă întâi vă strâng de gât și pe urmă mă duc să-i spun tot ce a spus la cale. Eu susțin că acest câine nu are niciun pic de dreptate. Toți care se află aici, apa, focul, pâinea și chiar câinele, nu suntem oare victimele unei tiranii fără nume? Amintiți-vă de vremea când, înainte de venirea omului, noi ne plimbam liber pe suprafața pământului. Apa și focul erau singurii stăpâni ai lumii. Și iată ce au ajuns astăzi. Cât despre noi, slăbănogii urmași ai puternicilor fiare. Atenție! Faceți-vă că vorbiți de altceva. Văd venind spre noi zâna și lumina. Nu uitați că lumina a trecut de partea omului. Este cea mai înverșunată dușmanca noastră. Iată-le, vin împreună cu cei doi copii. Ce se petrece aici? Ce faceți în colțul ăsta? Ce uneltiți, nu? E timpul să plecați la drum. Am hotărât ca lumina să vă conducă. Veți asculta de ea ca de mine. În seara asta, copiii vor vizita pe bunicii lor. Ca să nu-i stânjeniți, voi nu veți merge cu ei. Îi veți lăsa singuri în mijlocul familiei care i-a părăsit. Și în lipsa lor, vă veți pregăti pentru drumul de mâine. Ia, s-ar putea ca pasărea albastră să fie ascunsă la bunici. Și noi plecăm singuri? Mie-mi-e foame. Și mie. Ascultă, pâine. Da? Deschide-ți haina și taie-le din pântecele tău câteva felici. Eu vreau. De ce? Tu ce vrei, zahărule? Dă-mi voie să le ofer și eu copiilor câteva acadele. Bine, da. Dar ce face zahărul? Își rupe toate degete. Da, eu uite. Vă rog să le gustați. Sunt cele mai dulci acadele. Ha? Vai, ce bune sunt. Și ai multe? Oricâte doresc. Dar când îți rup degetele așa, nu te doare? Deloc. Dimpotrivă, este foarte plăcut. Pentru că ele cresc imediat la loc. Și în felul acesta am mereu degete curate. Ca să nu mâncați prea mult zahăr. Nu uitați că peste câteva minute veți lua masa la bunicii voștri. Sunt aproape? O să-i vedeți imediat. Da, cum o să-i vedem dacă sunt morți? Cum o să fie morți dacă trăiesc în amintirea voastră? Lumino, tu vii cu noi? Nu. E mai bine ca întâlnirea cu bunicii să se petreacă în familie. Eu voi aștepta în apropiere, ca să nu vă stânjenesc. De altfel, pe mine nici nu m-au poftit. Atunci să pornim. Pe care drum trebuie să apucăm, zână Berilin? Pe acolo! Da. De la răscruce aceea, da? Începe țara amintirii. De acord. Imediat ce vei întoarce diamantul, da? Vei vedea un copac bătrân cu o tăbliță pe care scrie locul unde vă aflați. Da. Dar nu uitați că trebuie să fiți înapoi la ora 9 fără un sfert. E foarte important. Da. Dacă întârziați, totul e pierdut. Și acum... Drum bun, copii! Drum bun! Thank you.
ajuns. Iată copacul de care ne-a vorbit Zâna. În ceața asta întunecată nici nu l-am observat. Se vede tablița? Da, 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 dar nu pot citi ce scrie pe ea. Stai să mor pe rădăcina de copac de aici. Acum se vede. Scrie așa: Țara Amintirii. Începe de aici? Sigur, în direcția săgeții desenate pe tabliță. Atunci bunica și bunicul unde sunt? Sunt în spatele ceții. Îi vom vedea. Eu nu mai văd nimic. Nici mâinile, nici picioarele. Mi-e fric. Nu mai vreau să merg nicăieri. Vreau să mă întorc acasă. Hai, 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 nu mai plânge într-una. Parcă ar fi apa. Nu ți-e rușine? O fată mare ca tine. Uite, ceața și început să se ridice. O să vedem îndată ce este înăuntru ei. Ce e acolo în față? Parcă ar fi... Oh, ce căsuță frumoasă! Da, are flori la ferestre, vezi? Și e învelită în verdeață până sus pe acoperiș. Da, da, da. Dar acolo, pe banca de lângă portiță, să văd... E bunicul! Și bunica! Da, da, ei sunt! Ei sunt! Da, da, atenție! Văd că stau nemișcați. Mai bine să rămânem aici, în spatele copacului. Uite, bunica a deschis ochii. Da, și bunicul la fel. Parcă s-au deșteptat din somn. Bunicule! Bunica! Bunicule! Bunica! Bunica! Uite, uite nepuțin! Da, bunicule! Bunicule! Suntem noi! Noi am venit să vă vedem! Ei, bravo! Ai văzut ce spuneam? Eram sigur că vor veni astăzi. Dar voi sunteți! Iertați-mă că n-am putut alerga înaintea voastră, dar mă supără mereu reumatismul. Pe mine deloc! Asta mulțumită piciorului de lemn care îl înlocuiește pe cel rupt de atunci, de când am căzut în steșa. Vai, ce voinic și mare te-ai făcut, Tiltil! Dar de Mitil ce spui? Da. Ia privește-o. Ce păr frumos, ce ochi albaștri, ca cer. Veniți amândoi să vă sărut aici, pe genunchii mei. Și da. eu cu ce rămân? Ei, mai întâi să vină la mine. Spune, ce face mama, ce face tata? Bine, foarte bine, bunica, amândoi. Când am ieșit, ei dormeau. Vai, ce frumos și curat sunteți. Cine v-a spălat mama? Da. Dar ciorapii tăi, Tiltil, nu cumva sunt găuriți? Nu, bunicuță. Altădată eu eram cea care îi cârpea. De ce nu veniți mai des să ne vedeți? Asta ne face atâta plăcere. Sunt luni de zile de când ne-ați uitat și de când n-am mai văzut pe nimeni. Da. Nu putem, dragă bunică, nu. Astăzi nu mai mulțumită Zânei. Noi mereu așteptăm o vizită a celor care trăiesc, dar ei vin atât de rar. Ultima oară când ați venit, stai, când a fost asta? Da, la 1 martie. La 1 martie? Da, în ziua de mărțișori eram răcit și n-am ieșit din casă. Știu, dar v-ați gândit la noi? Ah, e drept, da. Ei bine, de câte ori vă gândiți la noi, ne trezim și vă revedem. Vai, dormiți mereu? Da, dormim destul de mult, așteptând ca un gând al celor vii să ne trezească. Și vă simțiți bine aici? Se înțelege, nu e rău deloc. Totul ar fi și mai bine dacă voi ați veni mai des să ne vedeți. Îți mai aduce aminte, Tiltil? Ultima oară ți-am făcut o plăcintă mare cu mere. Ai mâncat așa de mult că era să-ți vină rău. Da, dar eu n-am mai mâncat plăcintă cu mere de anul trecut. Anul ăsta nici nu s-a făcut mere. Poate acolo, la voi. Aici se găsește tot ce a fost odată. Da. Ah, adevărat! Văd că aveți și pendula pe care am stricat-o eu acum 2 ani. Da. Dacă vrei, poți să vezi și castronul pe care tot tu l-ai spart. Da. Uite acolo. Tiltil, chiar ești în colivia din perete. E miela pe care o avem la noi acasă. Da. Ah, și albastră! Da.
Ea este pasărea albastră pe care trebuie să o ducem zânei. Bunicule, bunico, da. Vă rugăm mult. Vreți să ne-o dați nouă? Știu eu. Ce spui, bunicuță? La urmă, urmă, putem să le-o dăm. Aici tot nu e bună la nimic. Doarme tot timpul. Atunci, ne-o dați cu adevărat? Da. Hai, auzi, Mihai, vă ce fericit are să fie zâna. Să știți însă că eu nu răspund de pasărea asta. De ce, bunico? Mi-e teamă că nu să se poată obișnui cu viața zbuciumată de acolo, de la voi. Și o să se reîntoarcă aici cu primul prilej. Am să pun în colivia mea. Ajută-mă și tu, Mitir. Da. Ce se aude? Ce e asta? Mă întreb și eu. Cred că-i ceasul. Nu se poate. El nu sună niciodată. Pentru că pe noi nu ne interesează orele. Dar poate s-a gândit cineva la el. Da, eu m-am gândit, bunico. Spuneți-mi, vă rog, cât e ceasul? Uite, asta nu mai știu. M-am dezobișnuit. A bătut 8 lovituri. Cred că trebuie să fie, cum spuneți acolo la voi, ora 8. Lumina ne așteaptă la 9 fără un sfert. Sigur. Așa a poruncit zâna. Este foarte important. Trebuie să plecăm. Ei, mai stați, măcar câteva minute. Doar nu arde casa. Ne vedem atât de rar. Nu se poate. I-am promis luminii și ea este așa de bună. Gata, Mitil, plecăm. Cât de supărător sunt cei vii cu graba și cu treburile lor. Să nu uiți, Olivia. Așa. Adio, bunicule. Adio, bunica. Simt că nu mai putem rămâne nici o clipă. Dar nu plânge, bunicuță. Mă mai veni să vă vedem. Veniți în fiecare zi. Da, sigur, sigur, vom veni cât mai des. Da, e singura noastră bucurie. E o mare sărbătoare când gândul vostru ajunge la noi. Și l-așteptăm cu atâta nerăbdare. Da. Repede, repede, dă-mi Olivia, pasărea mea. Poftim, ia-o, dar să știi, dacă nu fi prea bine colorată, nu e din vina noastră. Da. Adio! 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 Da, adio, copii, să mă iubiți! Tu vezi, Mitil? Iarăși s-a lăsat ceața peste casa bunicilor. Da, pe unde apucăm acum? Ha? Pe aici, uite copacul. Dar nu văd lumina. Nu știu unde e. Privește, privește pasărea noastră, Mitil. Nu mai este albastră, acum e neagră. Ia-mă de mână, e frică tare și m-a cuprins frigul. Hai, prinde-mă de braț și să grăbim pasul. Hai să te încălzești pe măsură ce te îndepărtezi de aici. Mitil, primește, e lumina care ne așteaptă. Lumina! Ce s-a întâmplat? De ce sunteți așa de speriați? Pasărea albastră! Știi? Am găsit-o la bunicii noștri! Dar când am ieșit din țara amintirii, s-a făcut neagră! Nu trebuie să fiți triști! Înseamnă că nu era pasărea cea adevărată! Pe aceea, vom căuta să o găsim în altă parte! Unde, lumina? Unde? În palatul nopții! Hai, dați-mi mâinile și să pornim la drum! Ha. Da! Ce-i cu tine, copila mea?
Ești slabă și plină de noroi până și pe mustăți. Iarăși te-ai bătut pe acoperișuri sub ploaie și zăpadă? Nu-i vorba de niciun acoperiș. De data asta e vorba de taina noastră. Am reușit să scap câteva minute ca să te vestesc. Mi-e teamă însă că nu-i nimic de făcut. Vai, dar ce s-a întâmplat? Ți-a mai vorbit de micul Tiltil, copilul pădurarului și de diamantul fermecat? Da, și? Ei bine, Tiltil vine aici ca să-și ceară pasăre albastră. Nu-i ușor să pună mâna pe ea. Ba, o va avea în curând dacă nu facem vreo minune. Iată cum stau lucrurile. Lumina, care îl conduce și care ne trădează pe toți, a trecut cu totul de partea omului. I-a aflat că pasărea albastră, cea adevărată, singura care poate să trăiască la lumina zilei, se ascunde aici, printre păsările albastre ale visurilor. Ea știe că n-are voie să se apropie de pragul palatului tău. De aceea trimite pe cei doi copii singuri. Și cum tu nu poți să împiedici pe om să deschidă porțile tainelor tale, eu nu văd cum vor sfârși toate acestea. În orice caz, dacă din nenorocire ei vor pune mâna pe adevărata pasăre albastră, nu ne mai rămâne decât să dispărim. Vai, vai, ce timpuri trăim. Nu mai am un minut de liniște. De câțiva ani eu nu-l mai înțeleg pe om. Unde vrea să ajungă? Trebuie neapărat să știe tot. A și pus mâna pe jumătate din tainele mele. Mi-auzi? Se apropie. E un singur mijloc ca să-i oprim. Da. Cum sunt copii, trebuie să-i speriem atât de tare încât să nu mai îndrăznească să deschidă poarta cea mare, în spatele căreia se găsesc păsările lunii. Așa. Arătările din celelalte peșteri vor fi de ajuns ca să-i îndrăznească. Ce se aude? Sunt mai mulți? Nu te speria, sunt prieteni de-ai noștri, pâinea și zahărul. Apa nu se simte bine, iar focul nu poate veni pentru că el e rudă cu lumina. Singur câinele nu este alături de noi, dar orice am face nu putem scăpa de el. Miau! Poftim pe aici, micul meu stăpân. Am vestit-o pe noaptea de venirea voastră și e încântată să vă primească. Da, să o iertați că nu v-a ieșit înainte, dar e puțin suferindă. Bună ziua, doamnă noapte. Bună ziua? Nu cunosc cuvântul ăsta. Ai fi putut să-mi spui noapte bună sau cel puțin bună seara. Te rog să mă ierți, nu știam. Dar cine sunt băiețelul și fetița care stau lângă tine? Sunt copii tăi? Da, acesta e somnul. De ce e așa de gras? Pentru că doarme bine. Ei, dar să vorbim de altceva. Da. Pisica mi-a spus că veniți aici ca să căutați pasăre albastră. Da, dacă ne dai voi. Vrei să ne spui unde se află? Eu nu știu nimic de ea, dragul meu. Tot ce pot să vă spun este că nu se află aici. N-am văzut-o niciodată. Ba da, ba da. Lumina ne-a spus că se găsește aici. Da? Și Lumina știe ce da. Spune. Vrei să ne dai cheile tale? Dar trebuie să înțelegi, micul meu prieten, că nu-mi pot da așa cheile primului venit. Eu am paza tuturor tainelor naturii. Sunt răspunzătoare de ele și mi este cu totul oprit să le dau indiferent cui și mai ales unui copil. Dar n-ai voie să le ții când le vrea un om. Eu știu asta. Cine ți-a spus? Lumina. Iarăși Lumina, mereu Lumina. La urma urmei, de ce s-o fi amestecând ea în toate? Ei, de ce l-a trezit-o? Micul meu stăpân drag, vrei să le iau cu forța. Hai, taci din gură, stai liniștit și încearcă să fii cuvincios. Doamne noapte, vă rog să-mi dați cheile. Ai cel puțin semnul cunoașterii? Unde e? Privește diamantul de la pălărie. În sfârșit n-am ce face. Iată cheia care deschide toate porțile palatului. Cu atât mai rău pentru tine dacă ți se va întâmpla o nenorocire. Eu nu răspund de nimic. Văd că pâinea și început să tremure. Ce ai pâine-o? E așa de primejdios. Primejdios? Nici eu însem nu prea știu cum voi putea scăpa când unele dintre aceste porți de bronz se vor deschide deasupra prăpastiei. Sunt aici, în prejurul sălii, în fiecare din peșterile acestea de bazalt, toate nenorocirile, toate bolile, toate înfricoșările, toate spaimele care bântuie viața de la începutul lumii.
M-am chinuit destul până să le închid în peșteră. Cu calitatea mea de pâine și având în vedere că vârsta, experiența și devotamentul meu fac din mine protectorul firesc al acestor doi copii, îmi permit, doamnă noapte, să vă pun o întrebare. Ce întrebare? Pe unde putem fugi în caz de pericol? Nu se poate fugi! Vom începe de aici! Ce este în spatele acestei porți de bronz? Cred că sunt fantomele. E mult de când nu le-am mai deschis și de când n-au mai ieșit la lumină. Da, o voi vedea imediat. Da, mai întâi unde e pâinea? Aici! Ai cu tine colivia pentru pasărea albastră? Dar eu gândesc așa. Nu că mi-ar fi frică, dar nu crezi că în loc să deschizi poarta, e mai bine să te uiți prin gaura cheii? Nu ți-a cerut nimeni părerea. Tu de ce plângi? Mi-e frică. Vreau să mă întorc acasă. Unde e zahărul? Aici, domnișoare. Sunt aici. Nu mai plânge. Uite, am să mă rup un deget ca să-ți pot oferi o acadea. Terminați odată. Iată, deschid poarta. La loc. Da. Cred că nu vei mai încerca să cauți în altă peșteră. Ha, te înșel. După poarta asta, ce se află? Ei, dar la ce bun să deschizi. Ți-am spus doar că pasărea albastră n-a venit niciodată pe aici. Nu cred. Dar în sfârșit cum vrei. Dacă îți face plăcere, n-ai decât să deschizi. Aici sunt bolile. Dacă deschid, trebuie să luăm măsuri de pază? No, nu-ți fă nicio grijă. Sărmanele boli sunt foarte cuminți. Nu-s deloc fericite. De o bucată de vreme omul le duce un război cumplit. Mai cu seamă după descoperirea microbilor, e vai de ele. Poți să deschizi și vei vedea singur. Ți-am spus doar că aproape toate sunt suferinde și foarte descurajate. În ultimul timp, doctorii nu se poartă deloc frumos cu ele. Intră înăuntru și te vei convinge singur. Hai, hai, intră, hai. Da, m-am uitat. Pasărea albastră nu e aici. Păi nu ți-am spus? Da. Și în adevăr, borile tale par să fie foarte bolnave. Nici n-au ridicat capul. Ei, dar iată una care vrea să iasă pe poartă. Nu-i nimic, e cea mai mică dintre ele. Guturaiul. Este dintre cele mai puțin persecutate și de aceea e cea mai sănătoasă. Treci la loc, micuțul meu guturai. A ieșit prea devreme. Trebuie să aștepți primăvara. Dar să vedem acum la poarta asta. Ce e aici? Fii atent! Acolo sunt războaiele. Sunt mai fioroase și mai puternice ca niciodată. Nu se știe ce s-ar întâmpla dacă scapă vreunul. Din fericire sunt foarte grase și lipsite de vioiciune. În orice caz să fim gata cu toții să împingem poarta la loc, în timp ce tu îți vei arunca privirea în peșteră. Repede! Repede împingeți poarta! M-au văzut, vin toate, vor să iasă! Hai cu toții, puneți umărul, tu ce stai pâine-o, veniți toată lumea. În sfârșit era și timpul.
te-ai convins acum? O, da, sunt groaznice, înspăimântătoare. Nu cred ca ele să aibă pasăre albastră. Se înțelege că nu o au, ar mânca-o pe loc. E bine, acum ți-ai de ajuns? Ai văzut singur că aici nu găsești nimic. Nu, trebuie să văd tot. Așa a spus Lumina. Lumina, așa a spus Lumina. E ușor de spus când tremuri de frică și rămâi acasă la tine. Cum face ea, da, Lumina? Să trecem la poarta următoare. Ce e acolo? Aici țin închise beznele și spaime. Pot să deschid? Cum să nu? Sunt destul de liniștite, la fel ca bolile. Mă uit, dar nu văd niciuna. Ei, ei, beznelor, ieșiți o clipă. Asta o să vă facă bine. Și voi, spaimelor, nu trebuie să vă temeți. Haideți, e un copil. Nu o să vă facă niciun rău. Au devenit foarte fricoase, afară de cele mari pe care le vezi în fund, beznele minții. Oh, ce înspăimântătoare! Da, dar sunt legate lanțuri. Sunt singurile care n-au frică de om. E chiar mai bine să închidem poarta ca să nu le supărăm. Da, după poarta asta ce? Aici așa sunt niște lucruri mărunte. Am pus stelele fără întrebuințare, mirezmele mele de fâneață, câteva străluciri care mă împodobesc, cum sunt licuricii și scânteietoarele. Sunt de asemenea roa, cântecul privighetorilor și alte câteva. Cum ai spus că sunt stelele, cântecul privighetorilor? Aici trebuie să fie. Nu, nu e voie să intre. Ah, asta înseamnă că aici se ascunde pasărea albastră. Mi-a spus mie Lumina. Ascultă-mă, copilul meu. Am fost bună și îngăduitoare. Am făcut pentru tine ceea ce n-am făcut pentru nimeni până azi. Ți-am arătat toate tainele mele. Dar te iubesc. Mi-e milă de tinerețea și nevinovăția ta. Și îți vorbesc ca o mamă. Ascultă-mă și crede ce spun. Nu merge mai înainte. Nu deschide poarta asta. Dar de ce? Pentru că nu vreau să te pierzi. Pentru că niciunul, ascultă bine, niciunul din cei care au deschis-o, fie chiar puțin cât un fir de păr, nu s-a mai întors viu la lumina zilei. Crede-mă! Ei, dar ce? Ce e, pâine? Ce tremure așa? Micul meu stăpân, să nu deschizi poarta. Uite, îți cad în genunchi. Fie-ți milă de noi. Noaptea are dreptate. Ar însemna să sacrifici viața noastră a tuturora. Trebuie să o deschid. Frățiorul meu, nu vreau. Te rog, nu vreau. Zahărul și pâinea să o ia pe Mitil de mână și să plece cu ea. Eu voi deschide. Fugiți! Să scape cine poate, repede, cât mai e timp. Stai! Stop! Mie nu mi-e frică, stau lângă scumpul meu stăpân. Stau! Bravo, Tilo! Ești un câine bun și credincios. Acum suntem doi. Să deschidem deci poarta. Grădina visurilor și cerul, parcă-i din mătase străvezie. Sunt atâtea stele și luceferi și raze de lună. Uite câte păsări albastre sunt! Zboară din stea în stea! Veniți, stați înapoi! Repede! Sunt mii de păsări albastre, milioane, miliarde! În sfârșit le avem! Veniți toți! Ajutați-mă! Poți să prinzi câte vrei! Nu sunt sperioase! Nu le e frică de noi! Uitați-vă ce multe sunt! Ni se așează pe brațe și pe umeri! Ia priviți! Ce gulesc raze de lună! Til, eu am prins 7! Vai cum bat din aria! Nu mai pot să le țin! Dar nici eu am prea multe! Îmi scapă! Vin înapoi! O să ne ridice în aer, ne vor duce în cer. Hai să ieșim repede de aici, Lumina ne așteaptă, are să fie fericită. Uite, aici,
Mamă! Ce e pisica, mai? Crezi că au pus mâna pe adevărata pasăre albastră? Nu! O văd acolo, pe raza aceea de lună! N-au putut ajunge până la ea! Era prea sus! Dragi mei, ați prins-o? Da, da, erau cu miile. Privește, ce vezi? Că ce-i asta? Ce s-a întâmplat? Ale mele nu mai trăiesc. Nici ale mele, Tiltil. Ale lui Tilo la fel. Asta e o mârșăvie. Dar cine le-a omorât? Sunt atât de nenorocit. Nu mai plânge, copil drag. Tu nu ai luat-o pe aceea care poate trăi și ziua. Ea a zburat în altă parte, dar o vom găsi. Dacă nici printre atâtea păsări albastre n-am găsit-o pe cea adevărată, unde mai putem să o căutăm, Lumino? Veniți cu mine, dragii mei. Vom face un drum în grădina fermecată, unde sunt adunate toate bucuriile și toate fericirile oamenilor. Coloanele de marmură și draperiile de mătase și aur. Și masa aceea încărcată cu mâncări și prăjituri și fructe. Lumino, dar cine sunt persoanele acelea grase care râd și mănâncă atâtea lucruri bune? Sunt cele mai mari fericiri ale pământului, cele pe care le poți vedea cu ochiul liber. Nu cred că pasărea albastră s-a rătăcit printre ele, de aceea să nu întorci diamantul. Totuși, pentru că ne aflăm aici, vom cerceta și acest colț al grădinii. N-avem de ce ne teme. Fericirile acestea nu sunt răutăcioase. Cel mult sunt prost crescute. Par atât de mulțumite și fără griji. Cântă, țip, râd. Cred că ne-au văzut. Uite, vin spre noi. Nu te speria. Vor să te poftească la masă. Sunt foarte primitoare. Dar să nu primești, să nu primești nimic. Altfel ai să uiți pentru ce ai venit aici. Cum să nu primești nici măcar o prăjitură? Par a fi atât de bune. Cu sirop și cremă și fructe zaharisite. Da, dar sunt primejdioase. Îți vor moli și voința. Pentru ca să-ți faci datoria, trebuie întotdeauna să renunți la ceva. Așa că nu vei primi nimic. Iată o fericire care se apropie de tine. Ce mai faci, Tiltil? Dar de unde mă cunoști? Cine ești dumneata? Sunt cea mai grasă dintre fericiri. Fericirea de a fi bogat. Îmi dai voie să-ți prezint pe cele mai de frunte fericiri? Iată pe sora mea. Este fericirea de a fi proprietar și are burta umflată ca un dovleac. Iată fericirea vanității satisfăcute. Îi plesnesc obrajii de grași ce sunt. Iată fericirea de a bea când nu ți-e sete și fericirea de a mânca când nu ți-e foame. Sunt gemene și amândouă au picioarele strâmbe. Dar ți-am prezentat destule fericiri. Vă rog să poftiți la ospățul nostru, care reîncepe pentru a 10-a oară de azi dimineață și care nu se sfârșește niciodată. Îți mulțumesc, dar îmi pare rău că nu pot merge. În clipa asta suntem foarte grăbiți.
Căutăm pasărea albastră. Pasărea albastră? Nu cumva știi unde se găsește? Pasărea albastră? Da, da. Stai puțin. A, da, mi-aduc aminte. Da. Am auzit vorbindu-se de ea. Mi se pare că e o pasăre care nu se mănâncă. În orice caz, pe masa noastră nu a apărut niciodată. Ca să spun drept, ne interesează foarte puțin. E mai bine să nu te mai gândești la ea și să fii în mijlocul nostru ca să faci ce facem și noi. Și ce faceți? Băi, ne străduim tot timpul să nu facem nimic. N-avem un minut de odihnă. Trebuie să mâncăm, să bem, să dormim. E foarte obositor. Și asta vă place? Se înțelege. Trebuie să ne placă. Altceva nu există pe pământ. Nu crezi că te înșeli? Dar cine e persoana asta cu vol pe față care vrea să mă contrazică? Nu o cunosc. Da, am vorbit destul. Trebuie să mergeți la masa noastră. Altfel, o să vă luăm cu forța. Hai, fericiri grase. Veniți să-i ducem pe sus la masă ca să fie mulțumiți, chiar dacă nu vor. Mână, ce fac acolo? E timpul să întorci diamantul. Devenit dintr-o dată. Parcă sunt niște mingi desumflate. Au cercăne la ochi și obraje scofălciți. Dar unde alergă așa grăbite? Și-au pierdut cu totul capul. Se duc să-și caute adăpost în peștera nenorocirilor. Dar cum am ajuns în grădina asta atât de frumoasă? Unde ne aflăm? În același loc unde am fost și până acum. Cum? Ți-ai schimbat însă felul de a privi. În clipa în care ai întors diamantul, tu ai început să vezi adevărata înfățișare a lucrurilor. De aceea totul e atât de frumos aici. Și pomii, și cerul, și florile învăluite în parfum. Vei vedea acum și fericirile pe care nu le sperie lumina curată a diamantului. Sunt nenumărate pe pământ, dar cei mai mulți dintre oameni nu știu să le găsească. Iată câteva care se apropie de noi. Oh, ce micuțe și frumoase sunt! De unde vin? Cum le cheamă? Sunt fericirile copiilor. Da? Pot să stau de vorbă cu ele? Nu-ți folosește la nimic. Ele cântă, râd, se joacă, dar n-au început să vorbească. Vai, ce rochițe frumoase au! Toată lumea e bogată aici? Nu. Aici, ca peste tot, sunt mai mulți săraci decât bogați. Dar cele săraci unde sunt? N-ai să le poți deosebi de cele bogate. Fericirea unui copil e totdeauna îmbrăcată cu cei mai frumos pe pământ. Mi-ar place să mă joc cu ele. Nu-i timpul de joc. Văd că ele n-au pasăre albastră și, pe urmă, sunt foarte grăbite. Iată că s-au îndepărtat. Nici ele n-au timp de pierdut. Copilăria e foarte scurtă. Iată, ne-au văzut, ne-au văzut! Dar cine sunt acestea care vin acum înspre noi? Salut, Ilfil! E încă cineva care mă cunoaște. Dar cine ești tu? Nu mă recunoști? Sunt sigură că tu nu recunoști pe niciuna dintre noi. Nu știu, nu mi-aduc aminte să vă fi văzut vreodată. Suntem fericirile casei tale. Fericiri? Adevărat? Da. Are și casa noastră fericirile ei? Dar bine, copil prostuț, casa voastră e plină de fericiri. Numai că tu nu știi să le vezi și să le auzi cum ele fac tot ce se poate face ca să-ți dea o viață mai plăcută. E momentul să faci cunoștință cu noi. Să începem cu mine. Da. Sunt fericirea de a fi sănătos. Nu sunt cea mai frumoasă, dar ca seriozitate sunt prima. Iată fericirea aerului curat, iar alături de ea e fericirea de a-ți iubi părinții. Uite și fericirea cerului albastru.
stă de vorbă cu fericirea pădurii înverzite, pe care tu o vezi de câte ori privești pe fereastră. Iată și fericirea zilelor însorite și aceea primăverii. Totdeauna sunteți așa de frumoase. În fiecare zi de când deschizi ochii dimineața. Dar trebuie să vestesc de sosirea voastră pe marile bucurii care sunt acolo sus, lângă porțile cerului și încă n-au aflat de venirea voastră. Uite, primiți să le cheme. Da. Dar până vin bucuriile, ar fi bine să întrebăm despre pasărea albastră. Da. S-ar putea ca fericirile casei tale să știe unde se află. Întreabă-le. Da. Vă rog, vreți să-mi spuneți unde aș putea găsi pasărea albastră? Tu nu știi unde se găsește? Sigur că nu știu. De aceea vă întreb. Că nu înțeleg de ce râdeți așa. Nu trebuie să te superi. Dacă nu știi unde se află, nu înseamnă că ești mai orb decât cea mai mare parte dintre oameni. Dar iată că vin marile bucurii. Da. Ce frumoase sunt! Dar de ce nu râd? Nu sunt fericite? Cel mai fericit nu ești atunci când râzi. Tu știi cum le cheamă? O, se înțelege. Iată mai întâi bucuria de a fi drept. Da. Este cea care surâde ori de câte ori se repară o nedreptate. Eu sunt prea tânără și încă n-am văzut-o surâzând. În spatele ei, da? E bucuria de a fi bun. Ea este cea mai fericită, dar și cea mai tristă. La dreapta e bucuria muncii dusă la bun sfârșit. Dar iată că vine cea mai curată bucurie. Da? Cine este? Cum? N-o recunoști? Nu. Uită-te bine la ea. Caut-o în sufletul tău. De altfel, te-a văzut și uite-o că aleargă spre tine cu brațele deschise. Este bucuria mamei tale. Bucuria fără seamăn a dragostei de mamă. Tiltil! Și tu, Mitil! Da. Nu mă așteptam să vă găsesc aici. Eram singur acasă și iată că voi ați urcat până în cer, unde se contopesc într-o bucurie strălucitoare sufletele tuturor mamelor. Vreau să vă sărut mult, mult, mult de tot. Veniți în brațele mele. Nu se află în lume fericire mai mare ca asta. Dar de ce nu râzi, Tiltil? Și tu la fel, Mitil. Nu recunoașteți dragostea mamei voastre? Bă, da, vezi, nu știam. În adevăr, tu semeni cu mama, dar ești mult mai frumoasă. Firește, pentru că eu nu îmbătrânesc. Fiecare zâmbet al vostru mă întinerește cu un an. Acasă asta nu se observă, dar aici vezi adevărul curat. Și rochia asta frumoasă pe care o porți, din ce e făcută? Din mătase? Din argint? Din perle? Nu. E țesută din sărutări, din priviri și din mângâieri. Fiecare sărutare a voastră îi mai adaugă o rază de lună sau de soare. Ciudat. N-aș fi crezut că ești atât de bogat. Unde o ții închisă? În dulap? Nu. O port totdeauna, numai că nu se vede. Toate mamele sunt bogate când își iubesc copiii. Dragostea lor a fost totdeauna cea mai mare dintre bucurii. Iar când par triste, e destul să fie sărutate sau să-și sărute un copil pentru ca toate lacrimile din ochii lor să se prefacă în stele. Adevărat, adevărat, ochii tăi sunt plini de stele. Ești atât de frumoasă. Dar acum, după ce m-ați văzut, o să mă recunoașteți mâine în rochea mea ruptă, când o să vă reîntoarceți acasă? Nu, nu vreau să mă întorc. Dacă tu ești aici, am să rămân și eu, și eu. Dar e același lucru. Voi nu ați venit aici decât ca să aflați cum trebuie să mă vedeți acolo, în căsuța noastră. Și acum, spune-mi, Tiltil. Da. Cum ați făcut de ați ajuns aici? Cum ați găsit drumul pe care oamenii îl caută de când au apărut pe pământ? Ne-a călăuzit lumina! Iată! Da, de ce se acoperă cu vărul acela des?
nu-și arată niciodată fața. Ba da, dar este teamă să nu se supere fericirile în clipa în care ele ar vedea prea limpede. Cum? Ea nu știe că noi toate o așteptăm și ne gândim numai la ea. Veniți, surori! Veniți repede! În sfârșit, lumina a sosit în mijlocul nostru. Lumina! Lumina! Lumino! Ne bucur atât de mult că ai venit la noi. Te așteptăm de atâta vreme. Veniți! Veniți să ne îmbrățișăm ca niște surori regăsite. Ai fost atât de bună cu copiii mei. Eu voi fi totdeauna bună cu cei care se iubesc. Da, dar de ce plângeți? Ce s-a întâmplat? Văd că toată lumea are ochii plini de lacrimi. Tăcere, tăcere, copilul meu. Ai să înțelegi asta mai târziu. Acum trebuie să plecăm. Pentru că nu am găsit nici aici pasăre albastră, o vom căuta în altă parte. Copiii care încă nu s-au născut. Cu ajutorul diamantului tău vrăjit, da? S-ar putea să găsim aici, printre ei, pasăre albastre. Iată câțiva care ne-au văzut și alergă spre noi. Veniți! Repede! Așa vedem copii care trăiesc! Hai să-i vedem! Lumina, de ce spun că noi suntem copii care trăim? Pentru că ei încă nu trăiesc. Atunci ce fac? Își așteaptă clipa când se vor naște. De aici, din împărăția viitorului, vin toți copiii care se nasc pe pământ. Aș putea să vorbesc cu ei? Firește. Iată unul care pare mai îndrăzneț ca ceilalți. Apropie-te de el și vorbește. Ce trebuie să-i spun? Tot ce vrei, ca unui prieten. Uite, vă las singuri ca să nu vă simțiți stingeriți. Bună ziua! Stai, stai, nu te speria. Nu-ți fac nimic rău. Vreau doar să-ți vorbesc. Da, da. Ce ai acolo pe cap? Asta? Da. E pălăria mea. Tu n-ai pălărie? Nu, da, da. La ce folosește? Ca să saluți cu ea și când e frig. Da, ce ai frig? Când tremuri așa și când sufli în palme. Pe pământ e frig? Da, uneori, iarna, când n-ai lemne. Da, de ce n-ai? Pentru că sunt scumpe. Ca să cumperi lemne, trebuiesc bani. Bani? Bani. Dar ce e asta, bani? Ceva cu care plătești. Unii au mulți și alții deloc. Dar de ce? Fiindcă nu sunt bogați. Dar ia spune-mi, tu câți ani ai? Încă niciunul. Cum? Dar am să mă nasc în curând. Peste 12 ani. Ah, dar se zice că e foarte frumos pe pământ. Da, e destul de bine. Sunt și păsărele, și prăjituri, și jucării. Unii au de toate. Dar cei mai mulți se mulțumesc să privească doar. Am auzit că mamele abia așteaptă să sosim noi, cei de aici. E adevărat că ele sunt bune? O, da, sunt tot ce poate fi mai bun. Și bunicile la fel. Numai că ele mor prea repede. Mor? Cum adică? Uite așa, într-o seară pleacă și nu se mai întorc. Bunica ta a plecat și ea? Da. Și era. Era atât de bună. Dar da ce se întâmplă cu ochii tăi? Văd ieșind din ei niște perle mici. Nu sunt perle. Dar atunci ce sunt? Nimic. Cred că lumina albastră de aici m-a orbit puțin. Dar cum se numește asta? Ce anume? Asta care alunecă pe obrazul tău. Sunt numai niște picături de apă.
Și ele ies din ochi? Da, uneori, când plângi. Pe aici nu se plânge? Noi nu știm să plângem. Nu-i nimic. Ai să înveți asta după ce te vei naște. Da? Dar spune mai bine, ce sunt aripile acestea mari cu care văd că te joci? Eu nu mă joc. Lucrez la invenția pe care o voi duce pe pământ. Nu înțeleg. Ai inventat ceva? Cum, nu știai? Când voi fi pe pământ, va trebui să inventez un lucru care să-i facă pe oameni mai fericiți. Toți care suntem aici și așteptăm să ne naștem, da? Pregătim de pe acum un lucru sau o faptă pe care o vom duce cu noi în viață. Da. Și, dar cei doi care se țin de mână și se îmbrățișează tot timpul, ce-i cu ei? Sunt frate și soră? Oh, nu! Poznașii aceia sunt doi îndrăgostiți. Ce înseamnă asta, îndrăgostiți? Nu știu nici eu. Stăpânul nostru, Moș Vreme, îi numește așa, ca să râdă de ei. Se privesc toată ziua ochii în ochi, se îmbrățișează și își au rămas bun. De ce? Mi se pare că ei nu vor putea pleca împreună la drum. Da. Văd acolo un micuț care stă încruntat și își suge degetul mic. Cine e? Am auzit că el va trebui să șteargă nedreptatea de pe pământ. Se spune că asta e munca cea mai grea. Și toți aceștia care dorm pe trepte și pe băncile de piatră, ei nu fac nimic? Ba da, fiecare se gândește la ceva. La ce? Până acum nu știu nici eu prea bine. Dar vor trebui să găsească ceva de dus pe pământ. Da? Nimeni nu poate pleca de aici cu mâinile goale. Și cine îi oprește? Moș Vreme. Moș Vreme? Da, bătrânul care păzește poarta. De altfel, ai să-l vezi în curând, când va da drumul celor care pleacă azi. Hei, dar iată un micuț care vine râzând spre tine. Hei, salutare, Tintin. Hei, asta e bună. De unde știi cum mă cheamă? Cum să nu știu dacă sunt fratele tău? Tocmai strângeam ceea ce vă duce pe pământ când am aflat că ești aici. Poți să-i spui mamei că sunt gata de drum. Cum adică? Vei veni la noi? Sigur că da. Anul viitor, în dimineața zilei de 5 mai. Spune-i tatei să repare leagănul. Și pe tine te rog să nu mă tragi de urechi când voi fi mic. Ia, spune-mi, e bine la noi acasă? Da, e destul de bine. Mama e atât de bună. Dar mâncare. Așa. Totuși uneori avem și câte o prăjitură. Dar tu ce ai în sacul tău? Ne aduci ceva? Sigur că da. Aduc o scarlatină, un pojar și un vărsat de vânt. Asta e tot? Da. Și după ce vei veni, ce ai să faci? După ce voi veni, am să plec. Păi, dacă vin numai pentru asta... Ce crezi că pot alege ce am de făcut? De ce e asta? Ce se întâmplă? Bătrânul Vreme vine să deschide porțile pentru cei care coboară azi pe pământ. Dar ce fel de om e bătrânul acesta? Nu se poate spune că e rău, dar e neînduplecat cu cei care vor să plece în lume înainte de a le veni rândul. Iată-l, trage zăvoarele porților. Niște pânze fluturând în fața porților. Sunt pânzele corăbiei care duce pe cei ce pornesc aspre lume. Privește! Moș Vreme cheamă călătorii. Ei, cei cărora le-a sunat ceasul plecării sunt gata. Stați în ce? Nu vă îngrămădiți. Unul câte unul. Și nu mai încercați să mă înșelați dacă nu v-a venit rândul plecării. Ei, tu, cârnule, ia treci înapoi, rândul tău e mâine. Tu la fel. Ai fugi înăuntru și ai să vii aici peste 12 ani. Haide, treci și tu, dar unde sunt medicii? Dar inginerii? Hai, treceți, așa. Ei, poftim, dar ce e asta? Lipsește unul. Uite-l colo,
Vrea să se ascundă ca să nu plece. Ia poftim încoace, îndrăgostitule. Spune rămas bun frumoasei tale și treci pe corabie. Moș Vreme, lasă-mă, te rog, să plec cu el. Ei, dar nu mai stăruiți că e zadarnic. Dacă el pleacă acum, eu am să ajung prea târziu în lume și n-am să-l mai întâlnesc. Când va veni ea, eu n-am să mai fiu pe pământ. Vom fi amândoi singuri pe lume. Asta nu mă privește. Eu fac așa cum îmi poruncește viața. Hai, 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 treci. Nu, să vină și ea, să vină. Lasă-mă. Lasă-mă și pe mine. Nu! Dar încetați odată cu plânsul. Lasă-mă. Parcă plecați spre moarte, nu spre viață. Dragul meu, dă-mi un semn după care să te recunosc când voi veni. Voi fi cel care te iubește mereu. Și eu voi fi mereu tristă, mereu. Hai să mă recunoști ușor. Cel mai înțelept ar fi să nădăjduiți amândoi. Și acum, gata. La revedere, rămâi cu bine, la revedere! Lumino, spune-mi, cine cântă acolo departe? Nu sunt copiii care au plecat, par a fi alte voci. În adevăr, dragul meu, este cântecul mamelor care ies în întâmpinarea lor. Ei, dar ce e asta? Dar cine sunteți voi? Ce căutați aici? Pe unde ați intrat? Lumino, ce să fac? Nu-i răspunde. Să plecăm. Întoarce diamantul și moșneagul Vreme o să ne piardă urma. Acesta din marginea pădurii? Nu, n-am mers niciodată pe el. Dar cum, Tiltil, nu recunoști nici zidul din fața ta cu portița asta verde? Nu. Nici Dumitil? Nu l-am văzut până acum niciodată. Oh, cât de ciudat este când visezi. Nu-ți mai aduci aminte de nimic. Dar cine vrei să spui că visează? Noi? Nu. Firește, micul meu adormit. Nu înțelegi că voi nu mai recunoașteți casa voastră din care ați plecat aseară. Adevărat! Acum parcă sigur e casa noastră. Uite portița grădinii. Da? Suntem alături de mama. Mă duc repede să o sărut. Stai, nu te grăbi. În clipa asta părinții voștri dorm adânc. Nu trebuie să-i trezești. Da? Ce e cu tine, Lumino? Ești palidă. Parcă ai fi bolnavă. Da. Nu am nimic, dragul meu. Sunt puțin tristă, pentru că va trebui să ne despărțim. Ne părăsești? Da, trebuie. Eu nu mai am ce face aici. Peste câteva clipe va veni Zâna să vă ceară pasărea albastră. Dar dacă n-am găsit-o, ce să fac? Am făcut tot ce s-a putut face ca să o găsim. Încep să cred că nu există această pasăre albastră. Sau că se schimbă ca prin farmec, dacă o închizi în colivie. Dar se apropie ora întoarcerii acasă. Uite, tovarășii voștri de drum, pâinea, apa, zahărul, focul, așteaptă să vă luați rămas bun de la ei. Da. A sosit momentul când trebuie să se întoarcă în lumea tăcerii. Da. Rămâneți cu bine, prietenii mei dragi! Rămâneți cu bine! Ce vrei să spui? Ne despărțim, e adevărat, Lumino? Da. Ora pe care voi o cunoașteți va suna în curând. Nu vom mai putea vorbi. Nu,
Nu se poate, nu vreau. Am să vorbesc mereu și micul meu stăpân are să mă înțeleagă. Vreau să fiu în orice clipă lângă el. Voi fi curat și cu minte. N-am să mai fur nimica din bucătărie. De ca să dovedesc, uite, fac tot ce-mi cere. Tot, sunt gata chiar să sărut pe pisică, dacă-mi poruncește. Dar tu, Tilet, pisicuța mea, tu nu ai să ne spui nimic? Vă iubesc și eu atât cât trebuie. Și acum, dragi mei copii, este rândul meu să vă îmbrățișez. Te rugăm mult, mult. Rămâi cu noi, Lumino. Rămâi cu noi. E zadarnic să plângeți, copiii mei. Am să veghez mereu asupra voastră, în fiecare clip. Ascultați! Ora a sunat! Intrați repede în casă și urcați-vă în paturile voastre! Când veți deschide ochii peste câteva clipe, mă veți vedea zâmbindu-vă în razele de soare care vor mângâia geamul odăiței voastre. Adio, dragii mei! Adio, Lumino! Adio! Adio! Mai mare rușinea. A sunat ora 8 și voi dormiți de parcă ar fi miezul nopții. S-a urcat soarele deasupra pădurii și râde de voi. Hai, Tiltil, trezește-te. Cum? Tu ești Lumina? Nu pleca. Lumina? Sigur că e Lumina dacă a trecut de 8. Stai să dau perdelele la o parte și să deschid geamul. Și hai să vezi ce soare e afară. Mamă! Mămică! Mămică, tu ești? Dar firește că eu sunt! Dar cine voiai să fie? O, ce bine îmi pare! Nu te-am văzut de atâta timp! Vreau să te sărut mult, mult de tot! Mult de tot! Dar ce e cu tine? Sunt în patul meu, sunt iarăși acasă! Tot nu te-ai trezit din somn? Cum? Hai, dă-te jos din pat și îmbracă-te! Ia te uită! Sunt în cămașă de noapte! Dar firește! Dar cum erai să dormi altfel? Adică am făcut călătoria în cămașă? Care călătorie? Dar nu înțelegi, mamă, că anul trecut am plecat cu Mitil, cu Zâna, cu Lumina. A fost atât de bună Lumina. Și cu pâinea, cu zahărul, cu focul. Nu te-ai supărat pe noi că nu v-am cerut voie? Tata ce-a spus? Ce tot îndruci tu acolo? Ori ești bolnav, ori încă mai dormi. Hai, trezește-te. Ba, sunt treaz, mamă. Uite, întreabă și pe Mitil dacă nu e adevărat. Am avut o groază de aventuri. L-am văzut și pe bunic și pe bunica. Da, în Țara Amintirii. Pe bunicul și pe bunica? Da, în Țara Amintirii. Cum și tu, Mitil? Vai de mine, ce se întâmplă cu voi? Bărbate! Bărbate! Ce? Vino repede, mi s-au îmbolnăvit copiii. Ce? Privește, aseară când i-am culcat erau zdraveni, sănătoși. Și acum... De când s-au trezit, parcă nu mai sunt în mințile lor. Nici nu mai știu ce spun. Vorbesc de o călătorie, spun că au văzut pe bunica și pe bunicul. Bunica pe bunicul? Bunicul e tot cu piciorul lui de lemn. Și bunica tot așa se plânge de reumatism. Ia auzi cum vorbesc? Du-te repede și cheamă doctorul. Stai, să nu ne pierdem capul. Poate că nu e chiar așa de grav. Da, intră. E vecina noastră, mătușa Berlingo. Bună dimineața la toată lumea. Bună dimineața. Uite pe Zâna Berlin. Am venit să vă cer puțin jerate ca să-mi pun ciorba la fiert. Ce faceți, copii? Nu mergeți la Săniuș? Zâna Berlin, să nu te superi dacă n-am putut să găsesc pasărea albastră. Nu înțeleg.
Ce vrea să spună Tiltil? Sunt foarte nenorocită, mătușă Berlingo, din cauza copiilor. De ce? De când au deschis ochii azi dimineață, nu mai știu ce vorbesc. Cred că au mâncat ceva care le-a făcut rău. Cum, Tiltil? Tu nu mai recunoști pe mătușa Berlingo? Ba da! Sunteți Zâna Berilin. Cum? Berilin. Tu vrei să spui Berlingo? Berilin, Berlingo, cum doriți. Nu trebuie să vă speriați. Se vede că au dormit sub razele lunii și acum încă mai visează. O să le treacă. Și fetiței mele, care e bolnavă, i s-a întâmplat așa ceva de multe ori. Dar fiindcă a venit vorba, cum îi mai merge fetiței dumitale? Așa, așa, așa. Nu se poate da jos din pat. Doctorul spune că din cauza nervilor, dar eu știu foarte bine că este ceva care ar însănătoși și eu cât ai clipi din ochi. Chiar azi dimineață mi-a vorbit iar de dorința asta ciudată a ei. Știu despre ce e vorba. Va să zic că tot la pasărea lui Tiltil se gândește, da, mititica. Da. E, ce spui, Tiltil? Da, mamică. Nu vrei să-i o dai bietei fetițe? Ce să-i dau, mamă? Păi pasărea ta o dorește de atâta vreme. Adevărat! Uitasem de pasărea mea! Dar unde este? Ah, uite un colivie! Dar ce-i asta? Ce s-a întâmplat? Este mai albastră decât aseară când am plecat în călătorie. Privește, Mitil! Da, da. Este pasărea albastră pe care am căutat-o. Am mers atât de departe ca să o găsim și ea era aici, lângă noi. Ce se spune lumina când va afla? Ajută-mă să dau jos colivie. Așa, așa. Iată, mătușe Berlingo, nu e albastră de tot, dar se va face cu timpul. Te rog să-i o duci repede, fetiții dumitale. Cum? Adevărat? Da. Mi-o dai chiar acum? Da, mătușe Berlingo. Vai, ce fericit are să fie mititica. Lasă-mă să te sărut. Alerg să-i o duc și mă întorc să vă spun cum a primit-o. Da. Mitil, ia privește pâinea ce liniștită stă acum. Ha, uite-l și pe Tilo. Ce faci, băinicule? Dar ce e cu pisica mea? Nu mai vrea să-mi vorbească. Ia te uită, nu mai am diamantul fermecat. Cine mi l-o fi luat? Cine mi-o fi luat pălărioara verde? Dar nu-i nimic, e atât de frumos la noi acasă și fără ea. Uite, uite, da, Mitil cum râde focul în sobă ca să ne căjească apa. Ce faci, apă, dragă? Te aud vorbi mereu, dar nu mai înțeleg așa bine ce spui. Sunt atât de fericită. Și eu la fel, Mitil, la fel. Dar de ce se tot învârtesc copiii așa de colo până colo? Ha, să nu-ți face griji. Se joacă și ei de oamenii fericiți. Da, intră. A, e tot mătușa Berlingo. S-a întâmplat o minune. Ia-o pe fetița mea. Nu-i cu putință. Cum merge? Merge. S-a putut da jos din pat? Da, merge. Mai mult chiar. Aleargă, dansează, zboară. Când a văzut pasărea, a sărit ca o lăcustă din pat drept la fereastră ca să se convingă că e turturica lui Tiltil. Și pe urmă, sfârr, în goană pe uliță, că abia mă puteam ține după ea. Hai, fetița, mami, lasă colivia jos și mulțumește lui Tiltil pentru pasăre. Îți mulțumesc, Tiltil, mult, mult de tot. Da, crezi că este destul de albastră? Oh, da, sunt atât de fericită. Eu am văzut și altele, mult mai albastre, dar pe acelea nu le poți prinde. Nu-i nimic, mie îmi place și asta așa cum este. Am să te învăț cum să-i dai de mâncare. Uite, o scoți din colivie, așa, o ții în mână în felul ăsta și... Vai, a ieșit pe fereastră. A zburat. Nu-i nimic, nu plânge. Am să o prind iarăși. Uite, alerg la geam să văd încotro a zburat. Hei, moșule, pădurarule, domnule învățător, mătușe, ascultați-mă, a zburat de aici o pasăre albastră. Dacă cineva o găsește, îl rog din suflet să-mi o aducă înapoi. Avem nevoie de ea ca să fim fericiți și acum și mai târziu când vom fi mari. Ați ascultat Pasărea albastră, traducere și adaptare radiofonică de Radu Costachescu,
după feria lui Morris Maeterlinck. Distribuția a fost următoarea: Tiltil, Silvia Chicoș; Mitil, Liliana Păpușoiu; Zâna Beriliun, Cleopan Cernățeanu; Pisica, Coca Enescu; Câinele, Tudorel Popa; Mama, Clodi Bertola; Tatăl, Corado Negreanu; Zahărul, Nicolae Gărdescu; Pâinea, Didona Popescu; Lumina, Tina Ionescu; Bunicul, Constantin Mitru; Bunica, Leontina Ioanid; Noaptea, Mimi Enăceanu; Fericirea cea grasă, Cezar Ovințescu; Fericirea de a fi sănătos, Elisabeta Preda; Moș Vreme, Mircea Constantinescu; Copilul, Bebe Tănăsescu; Micuțul, Sorina Păsculescu; Băiatul îndrăgostit, Dana Mardan; Fetița îndrăgostită, Ann-Marie Zaharescu; Un copil, Brateș Anca; Fetița, Anca Ioan. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Regia de studio, Puiu Mirea. Regia artistică, Val Moldoveanu.